Sărbătoarea Schimbarea la fața Domnului se referă la momentul schimbării minunate la fața lui Isus în muntele Taborului, în fața ucenicilor săi, Petru, Ioan și Iacov, cu care a urcat pe munte ca să se roage. Ei bine, pe lângă înfățișarea sa, ucenicii au mai văzut ceva. I-au identificat pe profeții Vechiului Testament, cei doi mari profeți, Moise și Ilie, care ședeau unul de-a dreapta și altul de-a stânga lui Isus, stând de vorbă cu el, ca niște vechi cunoscuți și prieteni. Și atunci, cei trei ucenici s-au simțit așa de bine, au fost învăluiți de o imensă bucurie și o dignă sufletească, încât a zis Petru: Doamne, ce bine ne este să fim noi aici! Pe lângă semnificația religioasă, schimbarea la față a fost asimilată în popor, ca zice marchează despărțirea de vară. Altfel spus, schimbarea veșmintelor naturii, dar și ale oamenilor, cu cele ale noului anotimp care se pregătește să sosească. De acum, frunzele încep a se îngălbeni, apele a se răci, iar păsările migratoare încep a-și pregăti plecarea. În această zi nu se lucrează, iar credincioșii duc la biserică fructe din noua recoltă, care se binecuvântează și apoi se împart. Tot acum se adună și plantele de leac. Până în 6 august, agricultorii trebuie să fi terminat cositul și pregătitul fânului, pentru că iarba îmbătrânește. Se mai spune în popor că de schimbarea la față nu este bine să te cerți cu nimeni și nici să te certe cineva, că așa vei fi tot anul până la următoarea schimbare la față. Din această zi se interzice scăldatul, dar și culcatul afară. Pentru că este în timpul postului de Sfânta Maria, schimbarea la față se prăznuiește prin dezlegare la pește.